sunt codașii Europei atunci când vine vorba de bani alocați pentru vacanțe. Mai exact, România este pe locul 2 într-un top al țărilor ai căror cetățeni cheltuie cel mai puțin pentru concedii. 124 de euro este suma medie de persoană pe care un român o alocă pentru un sejur. După România, mai puțin cheltuiesc doar letonienii. 107 euro este suma medie pe care un letonian o alocă unei vacanțe. Haideți acum să vedem cine sunt europenii care cheltuiesc cel mai mult pe vacanțe. Un raport publicat de Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene, arată că rezidenții din Luxemburg sunt pe primul loc în topul țărilor unde se cheltuiește cel mai mult pentru vacanță. Un luxemburghez alocă 768 de euro pentru un sejur. Pe locul 2 sunt cetățenii din Malta. Aici o persoană cheltuie 607 euro pentru o vacanță, potrivit raportului Eurostat. Datele biroului european de statistică mai arată că în 2016 durata șederii în unitățile de cazare, luată în calcul pentru acest studiu, a fost de o noapte sau mai mult pentru timpul petrecut cu familia și prietenii într-o stațiune. În România, un sejur într-o unitate de cazare de pe litoralul românesc sau de la munte poate ajunge să coste până la 500 de lei cu mic dejun inclus. În medie, în UE, rezidenții au cheltuit aproximativ 336 de euro per călătorie în 2016. Datele agențiilor de turism românești arată că o familie de români a cheltuit în acest an mai mult de 1000 de euro pentru o vacanță, iar concediile preferate au fost în Turcia. Bugetul minim era undeva la 1200-1500 de euro și până în 2000 de euro. Asta era media în general în toate agențiile noastre, undeva toată lumea care venea spunea avem un buget între 1500-2000 de euro pentru o familie, doi adulți cu doi copii sau doi adulți cu copil. Turcia a fost foarte prietenoasă, să zic, cu familiile cu copii, pentru primul copil cel puțin, în majoritatea hotelurilor până la 12 ani este gratuit la cazare și sunt și hoteluri care oferă doi copii gratuit. Egiptul, avem o mare parte din hoteluri care oferă doi copii gratuit până la 12 ani. Bugetul va duce undeva la 1000-1200 de euro un pachet pentru o familie de 2+1 sau 2+2. Pentru concediile în România, marea majoritate a românilor a optat pentru cheltuirea tichetelor de vacanță, acordate din acest an tuturor angajaților din sistemul bugetar.